Ședințele și pronunțarea hotărârilor judecătorești au fost întrerupte pentru câteva ore la Tribunalul Ialomița. Cea mai mare instanță de judecată din județ a primit vizita a 30 de copii de la casele de tip familial Cristina și Raluca. Președintele tribunalului și personalul din instituție au devenit Moș Crăciun pentru acești copii minunați pe care îi țin aproape de mult timp. Aceștia au scris o scrisoare moșului cu o lună în urmă, iar în sala de judecată și-au primit darul mult visat. Corul seminarului teologic Ioan Gură de Aur din Slobozia a colindat gazdele și pe toți cei prezenți în deschiderea acțiunii. Vine Crăciun cel bătrânul, florile d-albe de mărul, vine Crăciun cel bătrânul, că e calucium păvitul, florile d-albe de mărul, că e calucium păvitul, și-a trebuit potrovitul, florile d-albe de mărul, și-a nerăbdător, copiii l-au așteptat pe Moș Crăciun. Acesta a fost citat în Marea Sală a Pașilor Pierduți pentru a duce bucurie și speranță în sufletele copiilor. A venit încărcat de daruri și fiecare a fost chemat să-și ridice cadoul. Un moment emoționant a fost pentru Cristina, în vârstă de 15 ani. Aceasta și-a dorit ca Moș Crăciun să o aducă aproape pe mama adoptivă. Fata, împreună cu fratele ei, au fost crescuți de femeie de la vârsta de 3 ani. Pentru că a atins vârsta de pensionare, acesteia i s-a impus să renunțe la copiii aflați în plasament. Mi-aș dori tare mult de Crăciun să o găsesc sub brad pe mama mea, da? care mi este foarte dor de ea. Da? Cum o cheamă pe mama? Cum? Este mama maternală. Am înțeles, dar cum o cheamă? Dacă te-ai dorit așa de mult, trebuie să știi cum o cheamă, nu? Ioana. Și n-ai vrea să facem noi un efort acum cu toți așa în sală, să strigăm pe mama, să... Poate apare, facem noi dacă suntem... Ce zici? Hai, cu toți, ajutați-o să strigăm, da? Hai, hai, cum o cheamă? Strigați, mai tare! Mai tare! I-am cerut ca să fie mami alături de mine în fiecare Crăciun. De ce? Pentru că mi-a fost tare dor de ea. Este mama ta adoptivă. Da. Dar e ca și cum ar fi mama reală. Da. O iubești foarte mult? Da. Și iată că acest vis al tău, să spunem, s-a împlinit. Da. Cine ți-a făcut realizabil acest vis? Moș Crăciun. I-am luat de la 3 și de la 4 ani și premianți dintre a 1-a până între a 7-a și la sfârșitul clasei a 7-a mi-a luat pentru că eu am nici la pensie. Și l-a iubit foarte mult, doamnă. Sigur că da, dacă i-am crescut atâta vreme, 9 ani și jumătate, cum să nu? Dar asta nu înseamnă că vă veți despărți de ei niciodată. Nu, cu certitudine, nu. Ei vor face 18 ani și atunci la facultate sau unde o fi, neapărat trebuie să ajungă la facultate. Așa eu voi fi cea care voi fi mama lângă ei. Da, sunt mama lor, dacă el avea 3 ani și 3 luni, iar tata 4 ani și 3 luni. Adică erau... Ce reprezintă pentru tine mama foarte bună. Mamă foarte reală și care nu seamănă cu nimeni. Copiii de la cele două case de tip familial au arătat că problemele sociale și familiale au dispărut complet în sala de judecată, iar gazdele au suplinit cu succes lipsa de afecțiune. Micuții le-au oferit, în semn de mulțumire, un scurt moment artistic. Tribunalul Ialomița organizează an de an astfel de acțiuni prin care personalul de aici aduce un zâmbet pe chipul copiilor din casele de tip familial. Acele două case de copii de care ne ocupăm de circa 4 ani de zile, Raluca și Cristina din subordinea Direcției pentru Protecția Copilului, beneficiază în fiecare an de ajutorul nostru, nu neapărat material, cât mai ales sufletesc, în sensul că avem o listă cu toți copiii, cu zilele lor de naștere, încercăm de ziua lor de naștere să le facem o bucurie și mai ales de Crăciun, de Paște, de alte sărbători, mergem la ei și le oferim daruri.
Anul acesta a fost un pic mai deosebit pentru că am ținut să-i aducem aici la tribunal ca să vadă și noi unde lucrăm, ca să vadă cei care se mai ocupă de ei din când în când unde lucrăm. Le-am adus daruri, ne-au colindat, măcar din aceste zile să simtă și ei că nu sunt siguri, pentru că de asta au nevoie mai mult, de afecțiune, nu neapărat de cadouri. Asta e tradiția, cu circa o lună de zile îi scrie o scrisoare moșului, noi primim aceste scrisori, moșul le primește și noi avem grijă ca moșul să le îndeplinească aceste dorințe. La rândul lor, acești copii v-au oferit un cadou, o ne-au oferit și ei mici cadouri făcute de ei, o surpriză muzicală, colinde, ca de obicei. Sunt copii foarte buni și foarte isteți, doar situația lor familiară este, din păcate, deosebită de a celorlalți. Eu am primit de la moșu o gentuță cu tot ce are o domnișoară. I-am scris. Și cum a fost să-l vezi pe Moș Crăciun? E așa cum ți l-ai imaginat? Da. Îi mulțumesc lui Moș Crăciun pentru daruri. A fost foarte frumos. Ai fost vreodată? Aici? Nu, n-am fost. Uh-huh. Și cine v-a oferit toate aceste daruri? Moș Crăciun. Cum a fost să-l vezi pe Moș Crăciun? Bine. Foarte frumos și foarte bine. Copiii de la cele două case de tip familial au petrecut clipe magice la tribunalul Ialomița și au plecat cu speranța că moșul nu îi va uita nici anul viitor.